Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cunoscută drept OCDE, este descrisă ca fiind un club al țărilor bogate. În acest moment există 38 de țări membre, printre care Statele Unite, Japonia, Germania sau Australia. Statele membre acoperă 80% din comerțul și investițiile realizate la nivel mondial. În timp ce Austria se opune în continuare aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, guvernul de la București anunță că va prioritiza aderarea la OCDE. Așa cum am menționat nu odată, aderarea României la OCDE reprezintă prioritatea de prim rang al acestui guvern. În Parlament a fost înființată o comisie specială pentru sprijinirea procesului de aderare la OCDE, condusă de președintele Senatului, Nicolae Ciucă. Acesta spune că îndeplinirea tuturor cerințelor va fi o provocare. Dar accesul în clubul select presupune reforme importante, cum ar fi digitalizarea ANAF, introducerea impozitului progresiv sau reducerea deficitului bugetar. Din 2024, România ar trebui să înregistreze un deficit de cel mult 3% din PIB. Chiar dacă va fi vorba de măsuri nepopulare, chiar dacă vorbim despre ele în an preelectoral, trebuie să ni le asumăm. Secretarul de stat Luca Niculescu coordonează întreg procesul de aderare și explică beneficiile pe care le-ar putea avea România. OCDE este organizația care a implementat planul Marshall în Europa acum 75 de ani. Atunci România nu putea să participe la planul Marshall, acum România va fi membra a OCDE. Aderarea la OCDE va aduce multe investiții străine în țara noastră, și mai multe decât până acum. Va duce foarte probabil la o creștere a ratingului de țară. Într-un cuvânt, va fi mai multă prosperitate în România după aderarea la OCDE. În acest timp, țara noastră pierde anual sume estimate de un europarlament în jurul valorii de 10 miliarde de euro, pentru că nu este membra a spațiului Schengen. Avem un blocaj politic, un guvern de dreapta în Austria care a decis să blocheze extinderea zonei Schengen din rațiuni politice electorale. Things does not look optimistic and unfortunately we are on the verge of losing this window opportunity, the unique chance that we are having because of the next presidency, the European elections are coming and more political speculation about the migrant topics will emerge, so it will be almost impossible to achieve anything. So it's either now or maybe in a year or two time. Ministrul de Interne din Austria, Gerhard Karner, a declarat săptămâna trecută că extinderea spațiului Schengen nu este oportună.